Părinții care vor să cunoască tehnici eficiente prin care pot ajuta la dezvoltarea armonioasă a copiilor lor se pot înscrie de acum în programul Școala Familiei. Lansat deja în mai multe județe, proiectul reprezintă un răspuns la nenumăratele probleme ridicate de părinți cu privire la creșterea copiilor. Inițiat de biofizicianul Virgiliu Gheorghe, programul Școala Familiei a fost lansat ieri seară și în București. Grupul de inițiativă Asociația Școala Familiei a început în cursul acestui an programul național Școala Familiei Educație pentru Părinți. Inițiat de un grup de profesori, părinți și psihologi cu pregătire în domeniul formării adulților, proiectul are ca scop pregătirea părinților în tematici de interes pentru educația copiilor de toate vârstele. În capitală, programul a fost lansat ieri seară la Colegiul Național Matei Basarab. Sunt câțiva ani de când domnul Virgiliu Gheorghe, conferențind în toată țara, a identificat niște probleme de care se lovesc familiile, părinții, și atunci a venit cu această inițiativă. Ne-am reunit medici, psihologi, profesori și am încercat să abordăm acele probleme și să venim cu niște module, ateliere, pentru a expune părinții, în sensul bun al cuvântului, deci pentru a expune părinții la informații, să audă, să înțeleagă ce s-a descoperit, la ce concluzii au ajuns specialiștii. Evenimentul a fost prezentat de actorul Tomi Cristin, iar participanții au făcut cunoștință mai întâi cu echipa de formatori și cu calendarul evenimentelor pe anul 2017. Subiectul pare oarecum comun. Când vorbești de familie, de fotbal și de teatru, toată lumea se pricepe. Așa că, din start, ne-am așteptat să nu se înghesuie lumea să afle ceva despre acest subiect. Dar ceea ce propunem noi nu este să facem pe deștepții pe o temă comună, ci să schimbăm impresii cu tot felul de oameni, pentru că interacționând și intrând într-o comuniune de idei pe o temă comună, încercăm să învățăm împreună cu ceilalți. Adică din acest schimb de păreri, descoperi, chiar dacă ești trainer sau participant, descoperi că sunt anumite lucruri pe care le credeai într-un fel și de fapt sunt altfel. Eu vin din Timișoara, unde am avut șansa de a întâlni o echipă extraordinară de părinți, care, alături de care am participat la nașterea unui proiect extraordinar, Grădinița Troița și Școala Ortodoxă Sfântul Antim Ivirianu. Deși experiența mea este profesională în antreprenoriat și în cu totul și cu totul alt domeniu, Școala Familiei mi s-a părut de asemenea un proiect extraordinar, mai ales având în vedere că este un proiect național și că la fel avem șansa de a ne reuni oameni din toate județele țării și de a pune la oaltă experiența noastră din diverse domenii. Evenimentul a continuat apoi cu o conferință a inițiatorului proiectului intitulată Elementele fundamentale pentru educația și dezvoltarea copilului. În primul rând, mi s-a părut important să subliniez importanța unei școli a familiei în contextul societății, provocărilor societății actuale, în care aproape totul, toate sistemele, toate ideologiile sunt potrivnice vieții familiei, tehnologiile, modul de viață, stilul de viață modern nu e construit, nu e trasat în ideea de a proteja familia, de a susține familia, ci dimpotrivă, de a slăbi familia. Și atunci oamenilor revin, fără să-și dea seama ce se întâmplă, le vine tot mai greu să-și construiască o viață de familie care să le aducă și bucurii, care să-i hrănească, în care să găsească sensul. În cadrul programului sunt desfășurate atât conferințe și seminarii de informare a părinților și publicului larg, cât și module de training pe diferite tematici. Programul a fost lansat deja în județele Alba, Brașov, Timiș, Suceava, Iași, Vrancea, Arad și este în curs de lansare și în alte județe.